Pe scurt, mi-am pierdut telefonul. Era duminică 25 martie, afară încă e iarnă, plimbarea se anulează, dar ce să fac? O, idee să privesc vreun serial. Ne-am adus aminte că n-am finisat sezonul cu Walking Dead, dar fără chipsuri serialul nu mergea, așa că am decis să merg și să cumpăr. M-am îmbrăcat, am mers la magazin, ne-am cumpărat un pachet de chipsuri, am ajuns acasă, am aprins serialul și m-am lăsat în pat. Dar în timpul vizionării îmi vin foarte multe notificări de pe Instagram și Facebook, link-urile spre ele vor fi în descriere. Și foarte tare asta mă enervează, așa că am luat telefonul și l-am pus pe silențios și am lăsat mâna după cap tot cu telefon. După jumătate de oră am adormit, m-am trezit, am mers la bucătărie, am băut apă și am revenit la serial. Peste 10 minute stau și mă gândesc de ce nu-mi vin notificări. Ups, dar telefonul meu unde? Am început să mă gândesc, azi am fost doar la magazin și înapoi. Când m-am împus să privesc serialul, telefonul era în mână. Doamne, să pierzi telefonul în casă, doar eu asta pot. Și am început să-l caut pe dulap, în pat, în dulap, în geacă, wow, bani, super, în baie, l-am căutat peste tot, nu l-am găsit și am mers la mame că să-mi sune pe telefon. Mi-a sunat eu repede prin toate camerele, dar telefonul nu se aude. Și ne-am adus aminte că în timp ce vizionam serialul, am pus telefonul pe silențios. M-am lăsat în pat și ne-am amintit că ultimul lucru pe care l-am făcut înainte de somn, stăteam într-un grup pe Facebook. În acest grup poți să comunici cu toții și să primești like-uri, te simți ca într-o familie. În grup se caută admin și moderatori, vă aștept în acest grup de amuzament. Link-ul va fi în descriere. După l-am pus pe silențios, deoarece eu am vrut să privesc serialul, iar notificările mă enervează. După ce l-am pus pe silențios, eu ne-am lăsat mâna după cap. Doamne, cred că telefonul a căzut. M-am uitat sub pat și l-am găsit. Uf, pe scurt, mi-am pierdut telefonul. Motanași, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!